cu burniță. Și vântul adie pe la munte, temperaturile minime se vor încadra între minus 9 și plus 6 grade. La această oră avem la Câmpul Lung 13 grade, în Ploiești și Constanța sunt 9, la Arad și Sibiu 8, minus 4, la Miercurea Ciuc, iar în București termometrele arată 1 grad Celsius. Dacă ai inspirația azi, poți pune mâna pe 9 milioane de euro. Atât e reportul la categoria 1 la Loto 6 din 49. Extragerea va avea loc în această după-amiază la ora 18. Premiul cel mare nu s-a mai câștigat la 6 din 49 din 2 februarie. Atunci un jucător din Galați a luat peste 3,4 milioane de lei. A confundat drumurile românești cu cele austriece. Un șofer român domiciliat în Austria a fost prins gonind cu 197 de km la oră pe autostrada A1 din direcția Sebeș către Sibiu. Polițiștii au tăiat vitezomanului o amendă de 810 lei și l-au lăsat fără permis pentru 90 de zile. Vrei o vacanță liniștită, fără cablu și fără internet? Te poți caza în case vechi de peste 100 de ani. Un speolog și fiul său administrează într-o comună din Bihor un complex turistic inedit. Cei care ajung acolo nu au acces la internet și, dacă vor să se încălzească, își taie singur lemne. Complexul e amenajat în comuna Roșia, pe culmile munților Codru-Moma. Are 6 case, toate mai vechi de 100 de ani și pe care administratorii refuză să le aducă în vremurile moderne. În complex sunt totuși grupuri sanitare și apă curentă. Cazarea pornește de la 10 lei de persoane pe zi pentru camera amenajată într-o fostă șură și ajunge la 50 de lei pentru cei care vor camere mai spațioase. Vă pregătiți de botez și nu aveți naș pentru copil? Mitropolia Moldovei și Bucovinei a găsit soluția. Printr-o campanie pornită pe internet și intitulată Simplu Găsim Naș, zeci de familii au reușit să aducă lângă pruncilor persoane de nădejde, care să-i ghideze în viață și să le ofere sprijin la nevoie. Un botez nu înseamnă neapărat să cheltuim. Important e să fim părinți spirituali și să fim alături de copil, spune o viitoare nașă. Nașii și finii se pot regăsi gratuit pe pagina oficială de Facebook a departamentului lui Provita din cadrul Mitropoliei Moldovei. Extravaganța nu are limite când ești actor. Gerard Depardieu a dezvăluit într-un interviu recent pentru Daily Mail că a mâncat carne de leu în timpul unei călătorii pe care a efectuat-o în Africa. Starul francez în vârstă de 65 de ani spune că a împușcat 2 lei care au blocat trecerea vehiculului în care se afla în timpul unei călătorii prin savana africană. El spune însă că era în legitima apărare. Nu am avut de ales, a trebuit să îi împușc, s-a justificat actorul. Gerard Depardieu a explicat și motivul pentru care s-a remarcat în ultimii ani, mai degrabă din cauza comportamentului său turbulent decât prin rolurile interpretate. Atunci când mă plictisesc, beau alcool, spune el. În cel mai recent interviu publicat în Independent Magazine, starul francez a vorbit și despre incidentul din 2011, în timpul căruia a fost dat jos din avion după ce a urinat pe culoarul din mijlocul aeronavei. Transfer de ultimă oră pentru unul dintre cei mai buni marcatori români din Europa. Eric Bicfalvi s-a înțeles cu Dniepr, locul 3 în acest moment în Ucraina. Goalgetter la echipa sa actuală, cu 9 reușite, Bicfalvi va urma să joace pentru Dniepr din luna ianuarie acestui an. Tot la Dniepr ar urma să ajungă și un alt român, Florentin Matei, și el fost jucător al Stelei, este dorit din această iarnă, scrie sport.ro. Atât la știri, rămâi cu Pro FM. Plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și